Bună și bine v-am regăsit! Ce mai faceți voi? Sper că bine. Acum este miercuri seară și este ora 10 și un pic. Am zis să vă filmez acest unboxing de la Faberlic. Am aici cutia, am luat-o în brațe și cred că vă dați seama și de lumină pentru că arată diferit. Am zis să testez și lampa cu LED, aceea circulară, și să-mi spuneți cum vi se pare. Am aici cutterul, o să desfac cutia. Dacă fac zgomot, asta este. Și să vedem. O să vă prezint produsele pe care le-am comandat. Dacă vedeți în spate aici, dar am un cerb, este un calendar foarte drăguț și în fiecare lună o să fie o altă imagine. Bun, am primit catalogul. Catalogul din 2022, care va fi de pe 27-12 până pe 16-1. O să vă fac o răsfoire pentru că sunt niște chestii noi. Bun, și apoi să vedem ce am luat. Am luat așa, un balsam pentru buze din gama aceea pentru iarnă, Zima. Așa arată. Apoi am luat o periuță care are perii din silicon, sper că se vede bine. Ei le trimit așa în punguțe, cred că știți chestia asta. Și am luat așa, din gama Arisu, am luat un șampon, adică acesta, și un balsam. Și balsamul e sigilat, așa, este pentru toate tipurile de păr și este cu camelie. Uitați, așa arată foarte frumos, iar șamponul la fel. Le-am prins la reducere, ca să știți. Toate produsele sunt reduse în această perioadă. Au niște reduceri destul de mari, din ce am observat eu. Bun, să dau pungă aceasta. Mi-am mai luat o apă de gură, așa arată. Sper că se vede bine. Așa, știți că apa asta de gură eu am mai cumpărat-o de la ei. Apoi am luat un șampon antimătreață, acesta. Este din gama Expert Pharma. Am înțeles că se găsește și în farmacii această gamă. Apoi să trecem la următoarea pungă. Și să vă arăt ce aici. Am luat așa, o soluție pentru curățat vasele, care arată așa, e destul de mare. Și vă zic imediat cât are. Așa, are 500 de mililitri. Și din ce am înțeles, trebuie pusă în capac și amestecată cu apă. Deci e destul de concentrată. Nu are nimic care să fie periculos. Adică nu conține ingrediente care să irite sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles că nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor, pentru că nu este indicat acest lucru. Și să scoatem ce mai este și pe aici, ca să știm o treabă. Așa. Și am mai luat o soluție din gama aceasta, Greenly. Așa, o soluție pentru vasul de toaletă. Mi s-a părut că e destul de interesantă. Și după ce o voi folosi, o să vă spun ce părere am. Eu am din gama Greenly, ați văzut, acele am detergent pentru rufe.
Iar aici am luat o soluție tip spray, care are aici capacul. Așa, acesta se introduce și este pentru curățarea cabinei de duș, pentru că eu am cabină de duș și pentru cadă sau cădiță. Da. Mai aștept să folosesc și să văd cum este. Iar aici am mai luat un spray care este special pentru scalp, în cazul în care, eu știu, o să am probleme cu scalpul, o să am mătreață sau ceva de genul. Am înțeles că ajută foarte mult scalpul, îl calmează, așa arată. Eu zic că e bine să-l am în casă, în caz de ceva. Sper să-l vedeți bine. Este tot din gama aceea Expert Pharma. Da. Și acesta are 100 de mililitri. Da, acestea au fost produsele. Aici avem și bonul. Și o să vă zic cât a costat fiecare. Periuța a fost 8 lei. Soluțiile pentru curățat, cele 3, au fost între 10 și 15 lei, deci mai mult nu am dat pe fiecare. Pe șampoane am dat pe fiecare, pe șamponul acela de la Arisu, adică acesta, am dat 20 de lei. Pe balsam tot așa am dat, a fost redus, am avut o reducere destul de mare. Apoi, catalogul cred că a fost 1 leu și ceva. Acesta a fost undeva la tot așa 8 lei. Iar spray-ul a fost, vă zic imediat, apa de gură a fost 9,43. Iar spray-ul ăsta a fost undeva la 10,79, a fost redus destul de mult. Iar taxa de livrare a fost 6 lei. Da. Deci o taxă foarte mică, pot să spun. Da, de-abia aștept să folosesc produsele și să vă spun ce părere am despre ele. O să vă fac o prezentare a acestui catalog, dar o să fie un clip destul de lung, să vă pregătiți de pe acum, pentru că sunt destul de multe pagini, sunt undeva la 290 și de mult n-am mai făcut o prezentare de catalog de la Faberlic, plus că nu prea am văzut multe persoane de la noi care să-și cumpere de la Faberlic. Așa că am zis că de ce să nu fac o astfel de prezentare. Bun, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, să-mi spuneți cum vi se pare clipul, lumina. Data viitoare o să încerc cu o altă lumină, pentru că această lampă are vreo 10 lumini, din ce am observat. Și o să încerc de fiecare dată cu o altă nuanță. Evident, să se vadă ok, nu o să încerc cu roșu sau, eu știu, altă nuanță mai ciudată, dar vom vedea. Bun, în cazul în care sunteți noi pe acest canal, vă invit să vă abonați și nu uitați să dați și un like și un click pe acel clopoțel pentru a vă abona și să aveți notificări pentru data viitoare când eu voi posta alte clipuri. Sper că v-a plăcut, vă doresc o zi sau o seară cât mai plăcute. La mine acum este seară când filmez, dar probabil când se va posta clipul va fi ori noaptea, ori dimineața, depinde cum vrea YouTube-ul, nu depinde de mine chestia asta. V-am pupat, să aveți grijă de voi, ne revedem în curând!